Bună și bine v-am regăsit la o nouă rețetă cu Moni. Astăzi am făcut pipăte scăzută în sos și cu mămăliguță. În continuare vă las rețeta. Eu am aici niște pipăte foarte frumoase. Sunt pipăte de curcan. Spălate, curățate de pieliță, da? Le-am lăsat în apă rece. Am o ceapă, foi de dafin, ulei, sare, piper, boia și sos de roșii. Vom pune ulei la încins. Vom pune ulei și vom tăia ceapa mărunt. Între timp, cât tăiem ceapa, uleiul nostru se va încălzi. De unde mă salutați, dragele mele? Ce ați mai gătit voi? Vreau să veniți cu idei noi, ca să vedem ce mai gătim. Vom tăia și cealaltă jumătate. Vom adăuga și restul de ceapă. Și vom lăsa câteva minute să se călească. Am lăsat să călească și puțin ceapa, câteva minute. Vom adăuga pipotele. Această tocăniță o puteți face și cu smântânică, cu unt, cu lapte. Sunt mai multe rețete care se poate găti. Eu asta am să o fac doar simplă, cu sos de roșii și lăsăm până scade foarte, foarte bine. După ce și-a schimbat culoarea, vom adăuga boiaua. Vom amesteca puțin. Pentru că dacă lăsăm foarte mult băiaua, se arde și se amarește mâncarea. Am adăugat foarte de lapi. Piper. Sare. Vom lăsa 2-3 minute și vom adăuga sosul de roșii. Vom adăuga apă și vom lăsa să fiarbă timp de cel puțin o oră, pentru că pipotele trebuie să fiarbă mult mai mult ca și cărnița de pui. Vom acoperi cu capac și vom lăsa să fiarbă. Între timp am să pun să fac o mămăliguță. Am pus apă la încălzit. Voi adăuga sare. Vom adăuga unt. Vom lăsa să se topească. Puteți adăuga ulei, dacă doriți. Iar încet vom adăuga făina de mălai. Adevărata făină de mălai nu se mai prea găsește. Normal să pune făina la fiert, să lasă un lemn în mijloc și după aia când începe să clocote, apuci în vârf la făină o jumătate de oră ca să iese o adevărată mămăligă. Asta este puțin grisată, dar este tot mămăligă. Iar acum învârtim bine, 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 până ce mămăliga este coaptă și face o crustă pe funduleț. Ia uitați ce bine arată și mai lăsăm. Între timp am puțină brânzică aici și dăm pe răzătoare să face o puțină cu brânză. O iau puțin așa în tocăniță. Mai lăsăm un minut, două și afară cu mămăliga noastră. Haide să întoarcem și
Mamă, Lihuța! Așteptăm tocănița!